Am constatat că erau aproximativ 7.000 de persoane care au avut scăderi de venituri, dintre care, așa cum spunea și doamna ministru, mai mult de jumătate erau în doar două spitale. Asta ca să înțelegem cam cât de subiectiv s-a aplicat această lege și regulamentul de sporuri. Aș vrea să subliniez că se fac modificări pe legea salarizării, dar că aceste modificări vor viza strict modul de acordare a sporurilor. Nu vom umbla către grila de coeficient sau alte prevederi ale legii, cu excepția coeficientului pentru director de îngrijiri, unde ne vom întoarce la forma inițială a legii din iulie 2017, practic abrogând un articol care s-a aprobat în Parlamentul României, dar ne vom întoarce la varianta inițială a legii. Una dintre măsurile importante este scoaterea gărzilor efectuate de medici și asistente în afara plafonului de 30% prevăzut pentru sporuri, ca pondere în totalul cheltuielilor cu personalul pentru fiecare ordonator de credite și în acest sens noi credem că se vor rezolva foarte multe probleme. În primul rând, nu vor mai fi motive pentru diminuarea sporurilor la medici. Această categorie va avea certitudinea că toate gărzile efectuate vor fi plătite și că prin aceasta nu le vor mai fi limitate celelalte sporuri la care au dreptul. În al doilea rând, se creează un spațiu important în anvelopa plafonului de 30% pentru celelalte sporuri acordate în sistemul de sănătate.